Cât e ceasul, focă? 1:20. Bătălău, să mi-l freci! 1-0, mai joci! Am zis și game și set și match! Te slobos de power match! Cine e cu mine? Totuși, ce cauți aici? N-ai ceva mai bun de făcut? Să candidezi ca primar în Futopia, să dai nume la râme, nu știu, ceva ce faci tu de obicei. Dar tu ce cauți aici, grasule? Mă și mir că te ține liftul să cobor la generator, mă, tu moare pe p***a. La ce tonaj ai? Că o familie în Africa trăiește o lună numai cu cea între dinți. Da, Africa, dinți. Adu-mi cablurile alea izolate din spate. Nu pot, am treabă, zbezi. Mare, că de-aia cam ai pe toată fața. Te ignor, Curfuțianus, dar am o rugăminte la tine. Nu. Îl dai pe Pingu. Nu. Numai azi. Nu. Dore, mă, hapsâne, numai azi. Nu fi chitră, focă, nu fi chitră. Nu. Da, hai, nu fi vagin. Că știu, e în concediu de ebrietate și n-am asistent. Pâlă mâ, fufâs, omă, fâgă, but, you lose, defeat, gâgă, etăcă, șamădă. Puțin. La ce-ți trebuie? Să țină acest fruct pe testos. Pentru că... Pentru că numele meu mic e Marco. Un vânător profesionist cu arcul. Strâng din buci și cât ai zice, caca. Trag de coardă și lansez geata. Apunct o chet și punct lovit. Pâle și vrabia în lindic. Tu chiar crezi că ți-l împrumut pe Pingu să-l umpli de găuri? Pune-mi pariu că pălesc mărul. Dacă nu-l pălesc, îți fac cacao cu bezele în fiecare seară. Și dacă îl pălesc... Deci, poți să nu te mai miști? Serios? Tantana! Ți-am zis, fraiere, că-l pălesc. Din prima l-am pălit. Du-te să f*** pe măta. Dar pe restul le-am ratat. Pentru că numele meu mic e Marco. Un vânător profesionist cu arcul. Strâng din buci și cât ai zice, caca. Trag de coardă și lansez geata. Apunct o chit și punct lovit. Pălesc și vrabia în lindic. Cât e ceasul, focă? 9:30. Să-ți pută buricul a ouă murată. Nu mi-ai văzut binoclu. Ba da, ieri și alaltăieri și înainte cu ieri. Că toată ziua te benoclezi de pe acoperiș în blocul de lângă. Ce atât șpionezi, mă, James Bondage, agentul o baston? Azi, dacă l-ai văzut, că azi l-am pierdut. Tan 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 tan. Nu, eu nu, cum se fac, eu am fost la, chiar lângă și, nu, dacă l-ai pierdut, nu, dacă n-ai grijă de lucruri, focă, deci, oricum, dacă-l văd, îți scriu. Ce faci? Nu, sunt dragon! N-am crezut că-i concurs, care-i mai retard? Câștigător la puncte? Mulțumesc! Mersi, Baucup! Îs nervos, că nu mai am cum s-o văd. De burtă, așa ai? Ești prea gras și acum trebuie să o cauți. Nu mă prești cu gură, pe Zeta, pe ea o spionam. Zeta, analfabeta, cu p***a cât chiuveta și cu curul cât ruleta. Aia de la Institutul de Chimie. Ți-am mai zis, focă, nu există dragoste la prima vedere. Degeaba ești tu obsedat în p***a mea de Romeo și Julita. Nici măcar n-ai vorbit veci cu ea. Din cauza cui? Focă, știi că ai zis să caut o soluție pentru problema mea cu alcoolul? Am găsit 3 soluția asta și cu soluția asta și cu asta, care e cea mai bună. Focă, ia-ți ca șoferii din Alba pe șosele. Nu-ți responsabil de faptele mele. Da, de-aia am furt toate lucrurile. Jur pe sfânta trompă lui Trompi și să văd toată viața zumat dacă eu ți l-am furat. Da. Zeta. Focă.
What the fuck? Așa și... Lipitu. Sunt un dragon. Ma, ma, x, x, ca. Cât e ceasul, focă? 11:10. La bascula de p***le, nimeni nu te-ntrece. Că 11:10, foca să-mi frece. Măta mă-ntrece. Am fost la egal în grupe, dar m-o bătut în sferturi. Să mă cac în supa ta de pui să-ți fac găluște? Aș prefera să nu. Târziu! Ce p***a morților, mami, mă, singură cu p***a scoasă din cur plină de căcat, doamne! Mă, transpiră tavanul! Picură! Te pișă îngeri în freză, că ai fost purcat și nu te-ai sporc vedet! Căiește-te, focă, până nu-i prea târziu! Nu trăi în păcat! În păcat? Să-i cadă păcătosului mâna cu care s-a masturbat! În p***a mea de guvid spastic, iar ai uitat să închizi robinetul. Adică iar, mă, ca prefuț. Iulie, anul trecut. Ce căcătoc ai făcut, mediocrule, ce-i cu apa asta? Apă, ce apă? Foc, ești bine, foc, ai febră, arzi. Hai de p***a mea, haciulinezi. Ți sete, haciulinezi de sete. Dobitoc de ușă, dacă ajunge apa la aparate, se duce pe p***a tot institutul. Repede, fă ceva, adu-mi colacul și o bere cu grapefruit. Trebuie să oprim urgent curentul. De p***a mea, focă, ai fost mai rapid ca viteza lui Maxi. N-ai plătit factura de curent la bancă. Jur că am plătit-o. Las că-i bine, că poate dacă nu tăiau curentul, nu ajungeam să-l oprim la timp. La care țeavă n-ai închis robinetul? Bine, focă. Se aude o singură țeavă care curge. Ba nu, stai, acum a-s două. Vremea ce ai de mult apusă și tu vrei să vorbim de vreme până târziu. Te mai întreb o singură dată. Nu, îți prea tânăr să-ți fiu tată. Ai închis robinetul? Hai, da, bineînțeles. Așa, acum stai cu mintea acolo și gândește-te la ce ai făcut. Să-i cadă păcătosului mâna cu care s-a masturbat. Cât e ceasul, focă? 8. Mi-ai un coș, poți să-l storci ca să căpt. Devii tot mai creativ. Încă un pic și mă interesează. Dă-mi aparatul. Dentar? Auditiv? Ce aparat, Zorzonel, copilul pensionar? Ai aparat? Aparatul la care lucrezi pentru concursul de inventică. Ai oare un bandaj și o aspirină? În caz că mă doare și mai tare în pula, zic. Să fim pregătiți. Ai 3 secunde. 2. Stai, focă! Pune sfârcul jos! Pune, jur pe sfânta iubire anală pe care o port lumica ta, că nu m-am atins de gogeaua aia ta! Dacă nu ești tu, înseamnă că avem un hoț. Deci, am fost furați. Ce, mă? Cum? Adică? N-are cum, focă! De aici nu lipsește nimic. Sau numai nimic o rămas. Bă! Visez, e clar? Visez! Focă repede! Ciupește-mă! Hai de p***a mea, focă! Am visat că mi-au dispărut toate chestiile din cameră! Bă! Visez, e clar? Visez! Focă repede! Ciupește-mă! Da, interesant! Hoțul nu a lăsat nicio urmă, nimic! Cum? De p***a-mă, focar! Avem de-a face cu marele maestru ninja umbră rece dimineață, gheară de corb, ochi de gheață, inimă oțelită, săgeată aprinsă, pumn de jad, picior de cocor, furia invizibilă! Ce? Prietenii îi zic Gaspar, dar n-are prieteni. E clar că e el. I-am scris acum 3 ani să-l rog să mă antreneze. Cred că l-am insultat că i-am pus o pupă cu ruj pe plic. O să ne ia tot. Da, nu. Nu-mi pasă cum faci. În jumătate de oră mie mi-aduci aparatul. Ninja umbră rece dimineață, gheară de corb, ochi de gheață, inimă oțelită, săgeată, prinză, pumn de jad, picior de cocor, furia invizibilă. Ești aici? Dacă ești tu, dă-mi un semn. Deci adevărat, o mă fugă Jesus. Pot să-ți spun, Gaspar? Ninja umbră rece dimineață, gheară de corb, ochi de gheață, inimă oțelită, săgeată, prinsă, pumn de jad, picior de cocor, furia invizibilă. Numele meu e Mo.
ți-am scris, vreau să mă antrenezi, dar înainte trebuie să returnezi aparatul foca, colegul meu imbecil. Hai să ne organizăm, vre? Un punct pentru nu, doi punct pentru da, facem? Mai bine unul pentru da și doi pentru nu, ok? De p***a mea. Bun, facem ca prima dată. Spune-mi, te răzbuni că ți-am pus pupă pe plic? Ai luat aparatul lui Foca pentru că Foca merită să sufere? Ai luat chestiile de la mine din cameră pentru că eu merit să sufăr? Înțeleg, din cauza că tot fur chestiile lui Foca. Asta e o lecție? Să nu mai fur. Bine, atunci... Ciocla mea de Gaspar Bud! De văzut? Nu te-am văzut, dar nasul meu nu minte. Oricât te-ai șterge, fraiere, un pic de caca tot rămâne. Acolo o să putrezești până te arăți. Fără mâncare, fără apă. Suferă. Dreptate s-a făcut. No, să-ți bași p***la. Ai oare un bandaj și o aspirină? În caz că mă doare și mai tare în p***la, zic. Să fim pregătiți. Cât e ceasul, Focă? 10 fără un sfert. Zi se balega de foc, țăranul cel pierd. Du-te și te spală pe gură, mă, dihor turbat. Zici că te-ai luptat cu o p***ă și ai pierdut. Nu, Focă, Frișca rămâne, că Frișca-i noua barbă, semnul bărbăției. Cine mișcă-n Frișcă? Da, dacă știam că ajungi un ghețălit nespălat, nu veneam la pescuit. Și cu undița nu trebuie să stăm. Focă, nu fi copil. Deci aici se bea. Că ești la pescuit, mă mea. Relaxez, hidratez. Scopul nu-i să prinzi pește, mă, sugativă. Singurul pește important aici e somnul. Încă un pic și-l prind, mă mea. O prins tu pe măta de p***lă. Eu nu pierd timp de cercetare să mă uit la tine cum dormi. Oh, mă, p***angutanule, că sperii pești, în p***a mea, Focă. Am știut că s-au zupat, am f***t cheful, mai ceva ca murătura aia de la copetărie. Tanti, aveți săpărină? Ieși afară. Dar, pentru că judec ca tribunalul, ți-am adus prostia aia la care lucrai. S-o puțulește aici în barcă, să nu te plictisezi. Bine, no, ești mulțumită? Haide, p***a mea. Te bucuri, șai? Cu plăcere. Vezi cine se gândește la tine, vezi. Cum să fii așa prost? Pluraniu din asta o să atragă toate vietățile de aici ca un magnet. Și ce nu-i bine, m***a mea, prins și tu ceva? Nu înțeleg! Ce dracu faci? Mă, f***n el de monstru! Serios? Veni, samuraio! Trebuie să ieșim de aici înainte să fim digerați. Focă! Stai, așteaptă-mă! În sfârșit l-am găsit! Ce? Mea e această conopidă! Înțeleg! Ceva ce tu n-o să ai niciodată! De aici putem controla tot monstru! Îi deschidem gura și ieșim! Simplu! Focă! Înainte să ieșim, putem să... Nu! Te implor din interior și-ți rămân dator până mor, nu fi m***e cu clor. Ieși afară! Veni, samuraio! Cât e ceasul, Focă? 7:23. S-o bei cu ulei, pe măta cum ușdei, sar cu p***a pe polei și iei de la zmei, mă disperi, ești gay, am nervi în p***a mea. Oh, agitatule, să nu-ți puști o venă în ochi, vrei să orbești? Nu vreau în p***a mea. De ce ești așa nervos? Ai luat iar interdicție la cantina săracilor? Nu, n-ai cum să înțelegi, Foca. Nu-ți mai merge piramida? Ba da, merge. Cu aia ce-ai spălat păcatele, câtă timp urât când mă uit prin ea și când îmi amintesc. Tare. Căcat. Și atunci,
Care-i găunoasa problemă existențială tumultoasă? Care-i obstacolul insurmontabil? Care-i marea fibrilație lăuntrică metafizică care nu-ți dă pace? Am o problemă de supererou! Iar ai prizat moment, ce supererou! Dușman, dușman! De câteva săptămâni cineva tot fură curentul de la orfelinatul de lângă noi! Și? Cum și? Și orfelinat de surdomuți! Dacă îi lași fără curent, i-ai și orbit de tot! Cine ar face așa ceva? Ce suflet de pișat pudră s-ar comporta ca o clătită cu căcat și-ar fura curent de la orfani handicapați? Ha? Cine? Dacă vrei, te pot ajuta să-l prindem? N-avem cum, dacă n-am reușit cu talentele mele de supererou! Zoom 8! Talent grafe! Simțul umorului! Nu o să reușești nici tu! Atunci măcar să facem ceva să-i înveselim pe copii! Aia da! Să știi tu, mai Art of Your Fear? Cam putea! Da. Mă duc să le pregătesc un pachet! Uite ce se bucură! Focă! Ce? Mea s-astea! Nu-mi jura, copii! Surzi în morții putii! Alea-s creionele mele colorate! Le-am strâns toată viața! De ce? Le-ai dat colecția mea de creione? Serios? Ce fel de supererou ești tu? Așa exemplu dai! Unde-i generozitatea, bunătatea? Ai dreptate! Îmi pare rău, copila! Voi aveți nevoie de ele mai mult ca mine! Marcel? Ce ai desenat acolo? Ce? Ce dracu? Ha-ha! Inamicule dușman al binelui! În sfârșit te-am prins! Uite! Desenul lui Marcel te-a dat de gol! Meschinule! Dovada-i cu tremurătoare! Aș putea să mă crizez și să te distrug, dar pot și să-ți explic... Degeaba! Pentru actele tale criminale, împotriva sufletelor nevinovate, primești pedeapsa cu moartea! Nu, ți se pare o pedeapsă cam dură! Și lungă! Dură și lungă! Mai ai ceva de spus în apărarea ta? Da, eu n-am furat curent. Am legat un singur aparat de la noi din institut la rețeaua de curent la care e cuplat și orfelinatul, dar nu l-am folosit niciodată și te-am prevenit să nu abuzezi de el. Piramida! Exact! Să mă f***a dracu! Nu! Nu, dracu! Sobei cu ulei, pe mă, cum ușdei, sar cu p***a pe polei și ei de la zmei, mă disperie, ești gay, am nervi în p***a mea! Cât e ceasul, focă? 6:12. Doamna, măta se încadrează în familia cornute! Apropo de măta, n-ai cumva două coarne de ghibol? Ah, iară bați câmpii! Ce, mă? Ești șmecher că ești întins? Na, unde-s holdele? Na, na, te duci, ha? Une? Nu, dar îmi trebuie încă cam câteva chestii cool pentru depozit. Imediat începe party-ul pe care îl organizez și trebuie să iasă Breton. O să fie rupere de himen. Îi zice, nimeni nu doarme! Ce party, mă, imbecilule? Cui ai cerut tu voie? Focă, începe în 2 minute și un strop. Nu poți să oprești inevitabilul. Da. Ciorbistule, e mega eveniment. Am și sloganul. Yay! Mulțimea e în extaz. Whoop-ti-do. Avem așa, hai să punem ram în Bairam! Și e chef de intelectual, ăștia-și beau mințile! Nici nu-i deplorabil, hai să vedem ce ai amenajat. Fuini, am și tobă, am luat de-aia bună, vezi? Tobă. Dar nu cred că... Îi pentru muzică, foc! Și am și mixer, și lumeni, și un decor pentru străieni, ține dic deosebit, Volkswagen is beat-o-zi. Da, dar... Și mașină de fum cu gust de dimineață, și laptele care bat numai prin ceață, și difuzoare cu bas lung și lat, și un sunet clar aspru și acidula. Da, dar... Și am și de băut! Da, ce ai vrut și n-ai avut! Vin la bucată, bere feliată, compot de 4 de lichior de ciocolată, apă cu implanturi să nu mai fie plată, și o țuică din prune Virginia fumată. Da, și... cine mai vine? Și am știut că am uitat ceva. E chef de intelectual! Ăștia-și beau mințile! Cât e ceasul, focă? Îi miezul nopții, conservel. Ajunul, mâine 2, vine moșul pe la noi. Focă, te-ai spart. Ce-ai făcut? Tu nu m-acuza. Nimă, acuza vodă. N-am fost eu, am fost acini. Vezi? Mă duc să văd ce dracu. Purcedem, purcel.
De ce? Ce e asta? Focă! Asta e moșul! Ce trist! Încă un mit prăbușit. Moșule, ce faci? Eu sunt Mo și am fost cu minte. Tu nu vezi că-i mort de beat? Nu-i mort, cum să fie mort, că încă mor mă e, n-auzi? Moșule, de ce ți-ai pitit Sania? Vezi că încearcă să comunice, uite, îți arată cu voma din colțul gurii înspre buzunar. Da, secretul l-a fost descoperat. Subsemnatul Moș Crăciun, prin prezenta demisionez din funcție și declar nulă sărbătoarea de Crăciun. Lumea s-a schimbat prea mult. Copiii de azi nu mai vor jucării, vor tablete și smartphone-uri. În loc de scrisori, îmi trimite SMS-uri, e-mail-uri și mesaje pe Facebook. Cică să dau degetul mare în sus la lista lor. Ce e aia? Și mai stau și în case tot ajunul să mă pândească cu camere de filmat, să mă pună pe YouTube. Nu mai înțeleg nimic din generațiile astea. Nu mă mai interesează. M-am săturat. Știu că mai aveam doar 300 de ani până la pensie, dar nu mai suport, domn. Am concediat elfii, las tot ce a rămas iepurului de Paște. Lemăzii de iepune, banii de cadouri i-am băut. Nu regret nimic. Cum mi-a zis băiatul ăla Fuego într-un mesaj. YOLO! Deci cum să faci așa ceva? Pensionar drojdit, no. Săracii copii. Încă așa ceva? Ți-a expirat inima, mă, burac în hanorac. Tu nu poți demisiona. Dai cum? Și dacă-și dau toți share la poze cu ninsoare și farfurii de șorici, tu trebuie să te comporți ca ultimul agarici? Moșule, lumea se schimbă, dar trebuie să te adaptezi. Nu să bei până clachezi. Decât să o arzi ca o cârpă demodată, mai bine le-ai demonstra că... Iată, oricât ar fi lumea de avansată, spiritul Crăciunului nu moare niciodată. Focă, ăsta e prădat. Da. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Pentru prima și ultima dată, da. Atât! Ești gata? Pregătit! Activează! 4, 5, 3, 2, 1, click! Foca ca Moș și Moren nebunul! Roboții au pornit să salveze Crăciunul! Ho, ho, ho! Ajunul, mâine 2, vine Moșul pe la noi! Alo? Cât e ceasul, Focă? 9:15. Când? Acum, imbecil! Nu, grasipatule, când, în ce zi? Ce zi îi? Ce contează ce zi? Îi vineri! Cum spanac să fie vineri? Focă, ești cu capul? Nu. De fapt, îți cu corpul. Zici că ești un rest de găină spastică. Mirau în gură. Ce s-a întâmplat? Unde îți? Nu mai țin minte nimic. Eu nu te-am mai văzut de la rev. De când ai zis? Focă, Focă, dacă am inima rănită, Focă, trebuie să beau spirit, să o dezinfectez. Rana zic, știi? Ce bem? Și după aia, unde p***a mea acum? După aia, ai băut fixativ și te-ai dus de tot în p***ă. Focă de p***a mea, trebuie să-mi ascund capul de ochii lumii. De ochii lumii. Și? Și mă gândesc că l-ai ascuns bine. Păi, și acum ce fac? Aer. Nu corpul, eu ce fac? Descrie-mi ce vezi. Îi beznă, văd culoarea negru. Negru nu-i culoare. Serios, Focă? Acum? Niciodată nu-i culoare. Zi-mi ce să fac! Aprinde un foc, îți dai scânteie din antenă și râgâi alcool. Bun. Stai, simt că mă mișc. Acum? Acum nu mai, nu. Stai că-mi dau scânteia. Acum te miști? Da, mea, stai să prind asta.
Nu, nu, nu aprinde! Stai, nu! Focă! Focă, dacă am inima rănită, Focă! Trebuie să beau spirit, să o dezinfectez! Cât e ceasul, Focă? Îi 7 fără arăți ca un căcat. Dar mă simt ca o beșină. Împuțit? Nu, inspirat. Da, am vrut să zic că se vede. Inspirat să creierez, să inventez. Am fost acoperit și m-am descoperit. Și după aia m-am acoperit iară, că mi-era figlarotiță. Și acum m-am redescoperit. Și ești tot ăla, că tot pierdut și oligofren pari. Noul meu nume e Mo Nebotezatul. Și meseria mea e moda. Ce tivul meu știi tu despre modă? Poți tu să scrii modă fără mo? Nu poți, pentru că mo dă tonul în fashion. Nu? Pizdeau, așa? Branding, Focă! Branding! Și faci ce? Mănuși din păr pubian? Ești pregătit să sugi cu ochii ideile bestiale ce mi-au venit pentru prima și noua mea colecție pe care trebuie să o prezint mâine la concursul de design? Hai spune! Ard de nerăbdare, haide, arată-mi odată, de-abia aștept să văd, nimic nu mi-am dorit niciodată mai mult. Fii atent la schițe! Mo Nebotezatul prezintă ăla-i visul, haubau couture, practic aur collection, toamnă-toamnă, șosete cu glugă, fular cu tangă din lână de urs, căciula cu tălpi antiderapante din mătase, sutienul cu genunchiere și lampă de miner. Nu vreau să te deprind, dar astea-s cele mai de căcat idei posibil. Nu au niciun sens, nici tu nu ai niciun sens. Ar trebui să mori că te-ai gândit la ele. Nici nu știu cum de n-ai murit încă. Nu o să placă nimănui niciodată. Ideile astea îți devină pentru holocaust și diaree și sida. Serios, nu-ți plac? Nu-mi la mea, șosete cu glugă, serios. Cum, Focă? Cu ideile astea să câștig marele premiu, miu. Și-ți dau și ție din el. Nu, o să te faci de râs și pe mine indirect, că te cunosc și am stat lângă tine și te-am văzut și n-ai murit când le-ai gândit. O să trebuiască să ne sinucidem dacă află cineva vreodată că tu chiar... Bine, gata, ho! Focă, gata, Focă, suși, nu mai fac nimic, Focă, gata, Focă, metea tot, elană. It's boring, îmi pula în cucat. Hai să vedem ce-i pe Fashion TV. Fashion TV. Colecția câștigătoare a marelui premiu de anul acesta este colecția toamnă-toamnă a inovatorului designer necunoscut, Focă. Ce? Domnule Focă, cum v-au venit incredibil de originalele idei pentru colecție? Zilele astea m-am simțit ca o beșină. Un puțin? Nu. Inspirat. Dau foc la laborator. Dar mă simt ca o beșină. Împuțit? Nu! Inspirat! Cât e ceasul, Focă? Nu știu, că n-am. Ce? Cum să n-ai ceas? Și acum cum mai trece timpul? Ce? Dacă n-ai ceas, știi? Ideea mea, Focă, ești genital. Ai oprit timpul. Atât! Hai, hai! Mi-am folosit mecanismul de la ceas în... Nu contează. Dar câtă dreptate ai, nimicul nu mai contează, căci am un anunț de făcut. Mi-am făcut vlog. Hai, bye. Scuză-mă, am adormit pentru o secundă. Ți-ai făcut ce? Vlog, mă floci un pireu de castane. Video, blog, un fel de jurnal. Jurnalist, ai putea spune. Hai, bye. Da, în sfârșit poți să vorbești degeaba despre nimic și plin de nimeni să te aplaude. Ce? Până nu uit. Dă-mi, te rog, precondensorul fibromagnetic. Precondensorul fibromagnetic. Ce faci? Aștept. Ce? Să uiți. Ai zis până nu uit. Mă gândeam că e mai repede, dar pălămâtul, nu? Ține-ți ăsta. Așa nu-i bun pentru ce-mi trebuia mie.
Bun. Dar la ce îți trebuie? E o piesă importantă în proiectul secret pentru gala marilor maestri a inventicii. Trebuie să fac ceva complet original, altfel risc să-mi pierd titlul. Trebuie ceva inedit, inimitabil. Palpitant, vai focă cum e viața ta, ca un film de acțiune. Camera e pornită. Uite-l și pe marele foca. Salută lumea focă. Hai fac. Oprește aia și du-te acolo în colț și mori. No, ho, ho, ho. Nu fi un moț de căcat de zder. Să te vede lumea. Ce proaipăt. Cine ți-a scufundat corabile? Am pierdut titlul și nu înțeleg cum. Credeam că am cel mai original concept. Și în paștele p***i morților măsii înfipți în borâtă cu pandișpan, toată lumea a venit cu aceeași invenție. Cum? Ce nașpa, Doamne! Da, în fine, și la anul e o zi. Ție cum îți merge cu vlogul? Apoi, nu mă pot plânge. Uite-l, vedeți? Și acum folosește precondensatorul fibromagnetic. Cât de original puțin! Palpitant, vai focă cum e viața ta, ca un film de acțiune. Cât e ceasul, focă? 18.000. Ce? Mai de p***a mea, ce târziu, ui! Veci, n-am ajuns ceasul așa târziu, cum e posibil? Nu există ora 18.000, ești... Stai un pic, zi aici la Rebus, că mai am unul și încep. Ultimele cuvinte, din 6 litere, hai da! Epitaf! Ești pilaf! Epitaf! Praf pe raft! Epitaf! Dry, wetter, tough! Măta! Nu-mi cape! Dacă am zis din 6 litere, de ce îmi zici din 10? Ce puțin! Da! Dar chiar, mai cum ar fi să poți afla care o să-ți fie ultimele cuvinte? Dă-ți numai seama! Putem afla, putem rula o simulare pe simulatronul modificat cu pluraniu pe bază de amprentă monodistinctă pulsatilă. Epitaf! Nici nu știu cum mi-a venit! Ce să facem, ce? Bagi mâna aici și vedem care ar putea fi ultimele tale cuvinte. Bun, bun, bun! Nu fi lălău, focă! Salamul nu expiră! Fii serios, toate blocurile au paratrasmet! Guzu, guzu, guzu! Mușcă! Nu-i prima bombă pe care o dezamorsez? Focă, îi sens unic! Ce? Am ceva pe față! Că nu vrei să înțelegi? Astea de la umbră-s comestibile! Focă, s-o cam încins ăsta, îi bai? Focă, s-o cam încins ăsta, îi bai? Epitaf. Ești pilaf. Epitaf. Praf pe raft. Epitaf. Dry, wetter, taft. Măta. Cât e ceasul, focă? 10 și... Era rectoric, copil dovleac, pentru că știu ce timp îi. Dacă faci iar ca data trecută, îți sparg capul. Oh, oh, oh. Stai, timpul ciocanului. Nu, nu, de data asta e ceva special. Privește-n discul rotativ spiralat. Ești sub controlul meu. Vino cu mine în depozit. Merge? Nu. Da mea, l-ai stricat. Ce vrei cu depozitul? Vreau să-ți arăt ceva. M-ai pierdut la vreau. Am de lucru, oligofrenule. Nu-mi pot permite să particip iar în ceva experiment retard de-a tău. Ce faci? Ha, înghii tot aerul de aici. De ce? Să văd dacă te sufoci. Bagă, bagă. Focă, focă, cine, cine îs? Un cretin, n-ai cum să ascunzi asta. Nu, no, mă pretut. Îți dau un indiciu, mă cheamă Cal. Cal? Și mai? Ce mai, ce mai, ce? Cal? Și mai? P***a de... Drogo, apoi tu n-ai nicio treabă cu astea. Oh, ești un pilaf de p***.
Focă? Cine-s Focă? Nu știu, dar de-abia aștept să-mi dai un indiciu. Fii atent. Vine iarna. Nu, suntem în aprilie. Și aia înseamnă că nu mai vine? Că n-ai cu cine. Da, acum, Focă, acum cine-s? Hai că pe ăsta-l știu. Un pedofil boșiman cu progeria. Am ghicit? Spot on? Nu? Nu? Așa, nu? Îs capitanul Timo. Nu știi? Capitanul Timo, pe căcat! Ce? Așa se traduce în engleză. Captain Timo on duty! Sigur nu-i duty, adică datorie. Ce sens ar avea? Nimic nu înțelegi! Și ce-i cu toate costumațiile astea? Îs pentru concursul de cosplay de la Comic-Con, mă ceapă! Te îmbraci în ceva erou din ce-ți place? Serial, joc, alea și alealalt și poți câștiga premii! Da, premii, da... Premii în bani? Igente, huevon, alzo cla, ia! Da, bineînțeles! Ah, ok... Mulțumesc, nu mă așteptam. Cât e ceasul, Focă? Cât e ceasul, Focă? 6:15. Perfect, simplu ca măta de la țară. Știi ce-i la 6 fix? Da, examenul oral de mărire de salari. Ia clar, Indian Focă goes amber, sugător de băți. Și, de data asta, marele mo, o să ia mărirea. Da, ca data trecută la examenul scris, când ți-o picat să-l descrii pe Avram Iancu. Ce mă, tu naziștii l-a corectat. Eu am scris o singură literă și l-am descris mai bine decât alții în 11 pagini. La mea, nedreptate. Da, norocul tău că acum ai oral. Că ai luat meditații cu măta. Râs cu râs, copil balegă. Dar azi o să te întrec de tot șlăt. Numai dacă e concurs de mult spula. Altfel, trebuie să ai minim 3 doctorate pentru cea mai mică șansă. Pe tine te-ai exmatriculat și din creșă. Focă, tu nu uita ce-o zis Tamango, Focă. Eu am școala vieții, nu uita. Și aia e mare. Mulțumesc, sunteți un examinator grozav. La revedere. No, cum a fost? Foarte greu, n-ai nici o șansă. Poate, numai dacă intri și ameninți că-ți tragi un glonț în p***ă și te omori dacă nu-ți dă nota de trecere. Altfel, ești pe p***ă, sincer. Minciun! Unde p***a mea îs, că nu mă văd? Ești aici lângă mine, Focă, ești drogat. Ne uităm pe tabela de rezultate, tu nu vezi? Da. Uite, am apărut! Locul 5 cu nota 6. Am scăpat. Îmi păstrez salariul de acum. Yes. Uită-te, fraiere! Dar cine e locul 1, numai 1? Să fie el oare, poate chiar mă nebunul. Cum p***a măti de oligofren ai luat 10 la cel mai greu examen oral din lume? E o defecțiune să vină cineva. Simplu ca bună miază, Focă. Am intrat, am salutat, alo, am tras bilețelul magic. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria: pe o bară se căca o cioară, cra, 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 fix în 1100 lei. Ia te rog pe cine vrei, din grămada cu purcei, alu Moș Andrei. Dacă n-ai pe cine, ia-mă chiar pe Antante. Dizemane pe, dizemane compane, Antante. Bun. Ăsta, șuing! Când mi-a venit rândul, m-am dus în față. Mi-a zis: citește, te rog, subiectul de pe bilet. Și l-am citit cât de frumos am putut. Extorsiunea degajamentului acvatic în condiții optime. Bravo, până aici ai nota 10. Vă mulțumesc, aș vrea să mă opresc aici. Școala vieții, Focă, școala vieții.
Eu am școala vieții, nu uita, și aia e mare. Cât e ceasul, focă? 10 și... Unde ții casca? Azi trebuie să zburăm până la satelit. Zbor tu la măta în vagină sculată. Eu în spațiu nu mă mai duc niciodată. Nici de două ori, nici de trei ori, nici de... Am prins ideea. Da? Tu ai nezie. Amnezie. Da, vezi? Am știut că ai. Tu nu mai ții minte prin ce am trecut data trecută. Cumva poate oare lepetit foc aduce lipsă în lecap de lecitină? Grijă, focă! Nu mă pești cum trebuie! Taci și dă-i gaz! Ah! Ce? Ce? Vine unul cât da lumea ta! Plăteam infernal și ne învârteam. Poți să nu mai cânti. Nu-i destul că plutim în derivă prin spațiu fără nicio șansă de salvare la infinit. Nu, nu, mai vine ceva. Ce? Trebuie să-ți mărturisesc așa mă f***o căcare focă. Orice faci să nu te caci. Jur că a ieșit singur, nici n-am împins. Deci uite care o mintea lui. Ui cum pleacă, ca un copil de acasă. Aaa, foca, hai să-i dăm un nume. Ai, de p***a mea vine spre mine. Nu te gusti, du-te în lume, urmează-ți viselele. Și tu poți fi într-o zi președinte. Vine spre mine. Nu te teme, focă, acceptă-l pe gusti în viața ta. Ce de căcat ești, focă? Comic. Opa, mă trage ceva în jos. Faptul că n-ai terminat ciclul primar. Nu, focă, e ceva grav. Da, gravitație. Suntem atrași de o planetă, uite. Ține-te de mine. Intrăm în atmosferă. Asta e atmosfera de închisoare. De ce oare? Că mă arde în cur de la frecare. Băștinașe pe planeta asta. Uite, pufajene. Uite. Wow. Nu-ți da jos casca. Poate ești alergic la ceva. Bine, focă, dar n-are cum. Adică Focă, tu mă nec cu muci. Lasă. Se putea și mai rău. Cum? Putea să plouă. Da, da. Și de la apă, pufoșenile să se transforme în ceva monștri care devorează metal. Ce imaginație ai tu, focă? Jur că a ieșit singur, nici n-am împins. Deci uite care o mintea lui. Ui cum pleacă, ca un copil de acasă. Ah, focă, hai să-i dăm un nume. Focă, ce lună e azi? Februarie. Ai de b***a. Cât e ceasul, focă? Aproape 3. Păstori îmbătrâniră, 3 păstori îmbătrâniră. Floarea scorburii nu primeau pensii și ca boschetari sfârșiră. Tu cânti atât de bine. Nu vrei să-mi dai un autograf pe o țâță? Album când scoți? Avem deja, cum mea? Motiv de sărbătoare! Ți-l las ieftin! Mai bine ascult cum mi se depune ceara în urechi, cum se usucă vopseaua, cum se crapă de ziua, cum clipesc copiii, cum se zbate aerul în pahar, cum se... Caci cu gura! Am adus instalația! Bun! Iată-l, ce minunat îi focă! Parcă are mătreață electrică! Da, foarte frumos! Grad de comparație, adjectiv, alt adjectiv, încă un adjectiv, superlativ adjectiv.
Pune-i vârf, pune-i vârf, pune-i vârf. Mulțumim de lir, pune-i vârf. Steaua sus, răsare. Steaua sus. Steaua sus, răsar. Steaua sus. Steaua. Steaua sus. Steaua sus. Steaua. Steaua sus. Steau. Steau. Steaua sus răsare, ca o vulvă mare. Steaua străciulește și lumoi vestește. Și lumoi vestește că astăzi curata plătești prostituata. Ceva de Crăciun n-ai? Cum să n-am dacă am? O adipos, strat adipos, grăsimea ți se vede. Tu ești lihnit, tu zăbălos, ce pofta nu și-o pierde. Da, hit. Ce? Mea, iar nu-i niciun cadou sub rug. De ce? De ce? Nu-i niciun cadou sub rug. Repede, focă, sună la protecția lui copil. Da, nu știu unde dracu tot dispar cadourile. Dar de ce, focă? De ce? Ce-am făcut eu? Să merit așa o soartă cruntă și murată? Să-mi disipară toată cadou? De ce? Iarna lui 2086. Focă, am luat un cadou. Da? Ce? Nu știu, că nu l-am deschis încă. Te iert pentru că ești prost. După ușa asta îs toate cadourile pe care nu le-ai primit în anii trecuți. Cum o deschid? Cum se deschide? Trebuie doar să zici corect în difuzor, în 2 secunde, propoziția asta. Check the kitsch chicken in the checkered kitchen. Check the kitsch chicken, chicken! Ce? Cum? Check the kitsch chicken in the checkered kitchen. Check the mătai cu murți. Check the kitchen p***a măta. Check the p***a mătii în gură încă. Check the chicky vitsi in the checkered p***a m***a. Check the chicken in the chicky ciucuț. Check the chicky chicky. Check the chicken chong in the p***a lu măta. Check the kitchen mitzi p***a. Check the focă m***a c***a. Check the chicken chicken in the chicken chicken. Check the chicken kitchen in the kitchen chicken. Check the chickiri chickiz in the chicken fikiz. Check the chickiri mikiri p***a la măta încă. Check the chicky chicky in the chicky mucuț. Check the chicken chicken in the chicken chicken. Check the kitsch chicken in the checkered kitchen. Cât e ceasul, focă? 5:37. Ce mai dic, poros? 5:37 GMT. Umorul. Bravo, mai p***dă. Tu ai pus prost în mătă, c***dă. Da, azi, n-ai cum să mă deprind cu glumele tale de traficant de cur. Ia p***dă. N-am prins ultima parte, mai zi o dată. Că azi e ziua în care marele iluzionist mo, o să-ți facă cel mai tare truc cu cărți. Iluzii. Da, p***la mea, focă, normal, dacă-s iluzionist, ce te aștepți? Ca să nu rămân în urmă. Ai de p***la mea. Și apoi cu glume de astea, te miri că vor boschetarii să te ajute cu mâncare. Vrei să vezi cum fac trucul sau nu? Nu, evident. Mi-au ajuns data trecută. Pentru următorul truc, am nevoie de un voluntar din public. Un voluntar? Dacă este, vă rog, un voluntar, cineva, nu-i greu, nu puteți să veniți, un voluntar? Nimeni. Bine, poftiți dumneavoastră, domnule. Trageți o carte. Oricare. Doar una, domnule, vă rog, doar una. Uitați-vă bine la ea. Bun. Puneți-o înapoi, vă rog. Uși mă tănim. Aceasta este cartea domnului! Evident! Blasfeție! Asta e cartea domnului! Asta e cartea domnului! Aia era campanie finanțată de Borfoc. Nu mă pot judeca oricum, că nu ești tribunal.
Ești tribunal, foca? Nu ești tribunal. Mhm. Și mă fuți la cap în continuu până-s de acord să-mi arăți trucul. Fuuu, cum ai dedus tu, focă? Tot ai de cărat. Bine, hai azi. Pentru următorul truc am nevoie de un voluntar. Lăs aici, p***a mea, nu-i nimeni în jur. Eu-s voluntarul. Eu-s voluntarul. Mai departe. Bine, trage o carte din pachet. În cine? Ce? Nimic, da. Am tras, gata. Și? Folosind acest marker, scrieți numele pe ea. Pe față, te rog. Bun, gata. Am scris. Pune-o înapoi în pachet. Bun. Ai, uimitor. Stai, că nu-i gata. Deschide sertarul și scoate primul lucru pe care pui mâna. Ești sigur? Ce? Bun, acum du-te repede cu fiola la tine în laborator și toarnă un recipientul ăla tău. Repede! Bun. Așa, uite cum apare. Bun, ține minte codul ăsta. Trebuie să-l bagi la mine în calculator. Bun, bani acolo, bani focă. Dă enter. Focă, repede, du-te pe acoperiș. Bun, ia pușca asta cu lunetă și trage în cioara aia. Bravo! Acum, bagă repede mâna în ea și scoate ce-i înăuntru! Ce? Cum să bă... Hai, focă! Hai de p***la mea! Așa, acum sparge ou! Bun, uită-te în ou, uită-te în el! E ok, ridică cheia! Focă, acum, focă! Deschide cutia! Cu cheia, focă, deschide! Ta-da! Focă, ce vezi înăuntru? E cartea ta! Nu! Ba da, focă! Biblia, cartea tuturor! Cum ai dedus tu, focă? Tot ai de cărat. Cât e ceasul, focă? Nu știu. Timpul trece foarte greu cu tine. Dar nu și azi, cornulețele ce picau cu căca de mânz. Pentru că azi îi este, se află, are loc? Nu, iar... Ziua în care îmi dau seama de lucruri. Dat cu seama de... Dă-ți seama că tu ai o zi în care îți dai seama, dar trebuie să fii un robot de seamă ca cineva să te bage în seamă când îți dai seama. Dă-ți seama. Tu să tacă! Azi mă gândesc mai special ca de obicei. Azi mă gândesc mai adânc. Rezolv misterele. Da, clar, ca luna trecută, când te-ai gândit că putem rezolva dilema mamelor prostituate. Mama ta e o prostituată? Nu, mă tai cuvă. E clar, putem decide într-un singur fel. Ruleta rusă! Bun! Stai, dar glonț, ai pus? No, toate ideile-s bune, foc. Da, azi am una de aur. Da, ca atunci când ai vrut să dai în judecată detergentul de vase. Focă, ăștia cu detergentul de vase mint cu neșurinare. Adică? Deloc, nu elimină grăsimea. Nu. Azi mi-am dat seama de o chestie la care mulți s-au gândit că au găsit răspunsul greșit. Greșit. Cum de arăți ca un cap de p***lă magician care levitează? Nu. Fii atent, focă, ești atent. De ce plâng chitarele? Le-au rănit. Și primogen! Dar nu și azi, cornulețele ce picau cu căca de mânz. Cât e ceasul, focă? Mai mult decât alocația ta de copil făcut din labă și cărat de muscă în p***dă. Hai, ce barastas! Dar ce-i cu nervii ăștia, focar? Tu bivol ordinar! I-ar da prea mult pe cântar? Spune-mi. Bă, avem o problemă. Ești pe ciclu. Te-ai ciclat. Ciclonel. Lică, borșulică. Avem o problemă.
Știu! Dar dacă nu te sinucizi, cum vrei să scăpăm de ea? Problema rămâne. Nu, vorbesc serios. E cea mai gravă problemă de până acum. Foca, orice problemă ai, se rezolvă cu futai. Hai, Petruț, să te învăț niște cum fuți. Ca data trecută. Foca, San, cu futai treci de toate greutățile. Primește! Hopa, 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 hopa. Vezi? Futai! E perfect pentru autoapărare. Fii atent. Ridică mâna, așa. Și acum, dă-ți un pumn în gură. Ce? Autoapărare, Foca. Te aperi de tine. Cu futai poți dezarma pe oricine. Fii atent, eu te prind de mâini și tu faci cum te-am învățat. Ia mâinile de pe mine. Serios? Acum am alte tehnici. Nu, futai e degeaba. Ce? Hai să te văd, fraiere, te ține! Așa faci. Bine, fraiere, dar fără laser. Hai, fără laser, te ține! Ești țigan! Dar fără pistole, hai fără pistole, dacă te ține, te ține prea de tine. Nu, nu, ai câștigat. Vezi? Cum fuți, stilul putai. Nici n-a fost nevoie să te ating. Zi, făcuți fătat în puț. Care-i problemul? Ce es el bai, pendejo? Am aflat că se îndreaptă spre noi un val de imigranți. Apeșați-ați probleme, focă. Du-te și adu-l opțiunea de bronz. Eu cred că tu nu înțelegi exact ce înseamnă imigranți. Lasă, zi ce ai de făcut, explicații. Eu am venit cu o soluție, nu-ți convine? Hai cu alta mai bună. Trebuie să ne fortificăm în laborator până trece. Tu vrei să pun mine la intrare? Nu, trebuie să ridicăm niște ziduri sau... Da, clar, ziduri laser, focă, ziduri laser, cele mai tari, așa-mi plac. Nu, mediocrule, nu putem ridica ziduri laser, suntem numai noi doi, ne-ar lua luni de zile. Ce? Cum să fim numai noi doi? Ne ajută și prietenii mei din depozit. Orice problemă ai, se rezolvă cu futai. Cât e ceasul, focă? 9:50. Nim soarea nu mai trece. Cade fulg multe peste secuime. Să ies înger afară, pe mine nu mă ține. Că afară-i mentolat de țângheață cucu. Dar în casă este spirit și mai bun ca sucu. Suculeț. Da, s-o spart o conductă de gaz. Trebuie să mergem să o reparăm. Dar... În 2 minute să fii la ușă. Și îmbracă-te gros, că-i frig. Ce p***a mea faci? Mă pișc să mă trezesc, p***a mea. Am avut un vis urât în care trebuie să mergem afară în cancerul ăla să reparăm o țeavă. A fost teribil. Nu-i vis, și conductă. Dar... Dă-mi radarul să vedem dacă mergem bine. Da, poftește. Mă p***dă, asta e o cutie de pateu. Da? Unde-i radarul? Nu știu, focă, era lângă pateu. De câte ori ți-am zis să nu mai bei spirit când avem de lucru? Nu știu, focă, n-am numărat. De câte? De prea multe. Da? Cum dracu mai găsim acum gaura? Nu tâmpit, gaura la conducta de gaz. Da. Simplu, focă, la fel cum se recunosc orbii surdomuți. După, miros. Gata, lasă-mă înainte și ia-te după nasul meu de copoi. Amușin. Acini, focă, simt, mai prepuț, fii fix cu ea colonie. Nu văd nimic aici, nu se vede nimic. Vezi cu bricheta asta? Nu.
Hai de la mea focă. Tot a tot put a pârjol. A porc, scrofule. Mi-ai ars hainele. Îngheți în p***a mea. Dar... și n-avem cum să ne întoarcem. Poate tu n-avem cum, eu avem cum. Termină-n p***a mea și ajută-mă, nu fi țigan. Focă, există o singură soluție să te dezgheți. Nu, ce? Nu! Amintește-mi să mă sinucid când ajungem acasă. Mulțumesc! Cât e ceasul, focă? 6:02. Cum? Deja? No! Focă, la 6 am meci. Ce meci, mă, terminatule? Iar ai mâncat de pe jos. Ți-am zis să nu mai mănânci de pe jos. N-am mai mâncat de pe jos de la musul ăla de ciocolată. Uite, focă, câinele ăla și-o scăpa musul de ciocolată. Am o partidă de poker. Dar și așa nu știi tu de astea, că ești un dicăzător badru. Pleacă. Serios, te joci pe telefon. Nu, focă, gătesc. Așa arată când gătesc, fac mici, vezi? Fac frig pe grătar. Simți cum miroase? Uite, vine miros la tine, vine? Cartofi prăjiți în p***a mea, normal că mă joc. Aruncă-l, azi avem reparații de făcut și nu vreau să te distragă. Focă, când vine vorba de muncă, s-mai concentrat ca siropul. Niciodată distracția nu fură atenția. Niciodată distracția nu fură atenția. Niciodată distracția nu fură atenția. Eu vreau să fac sex cu ea, e vorba de mama ta. De ce nu pornește? Nu înțeleg. Ieri mergea. Mergea? Focă, mergea? Cum să nu meargă dacă mergea? Vezi, îi băga bine în priză. Nu-i băgat, foc, e băgat. Cum să nu fie băgat dacă e băgat? Bun, acum trage de orice manetă verde. Manetă verde. Trage verde. Ai tras? Am tras, focă, am tras. Cum să nu trag dacă am tras? Ce p***a, mă, si atâta de important de nu poți pune jos telefonul ăla. Cine vezi că nu pot? Privește! Destul! Nu, focă! Cum să faci două ca asta? Brusc și hotărât. Nu înțelegi, îi joc pe bani. Am și plătit înscrierea și tot. Cu ce bani? Tu n-ai bani. Ți-ai donat un rinic? Nu, tu crezi că-s prost? Am semnat că donez un ficat. Mediocrule, de-ala-i numai unu. Și în acest moment, foca, a înțeles două lucruri. Că e obligatoriu să joc și că trebuie să câștig. Stai, focă, stai să bag parola. Am p***a mare, cel mai zeu, femeile moare, primul la bani, Killer Angel, Poker Star. Bun, gata, să jucăm! Jugăs! Ești pământ praf bâtă paletă? Parcă văd că e prima dată când joci. Îi joc de noroc, focă. Eu am noroc. Ce-i de știut? Naiv. Da stai. Cine dracu a acceptat ficatul tău distrus de alcoolic? A meu? Nu. Ficatul meu e o stafidă ruginită. Cu ficatul meu poți pescui la năvod, focă. Nu fi prost. Ficatul meu de zeu e expirat de prin liceu. Exact. Păi da, de asta am pariat pe ficatul tău. Ce? Țelu, țelu, ficățelu. Împitule, tu vrei să mă omori? Dă-te, în momentul ăsta. Un apel interdimensional, vă rog. Vorbiți. Alo? Alo, copilul Poker. Focă.
Da, salut! N-avem vreme de povestit. Trebuie să mă înveți poker într-un minut sau îmi pierd ficatul. Easy! Și chintă! Alai! Bine, focă! Bate cinciu, focă! Bate cinciu, focă! Bate cinciu, mo! Mersi de ajutor! Oricând! Foarte! A fost greu, dar nu imposibil. Vezi, mă, animalule, pokerul e joc de oameni responsabili și calculați de matematică, nu foca. Ce-ți mai trebuie? Cum stai cu inima? De ce? Că de la 7 iar am meci. Niciodată distracția nu fură atenția. Eu vreau să fac sex cu ea. E vorba de... Când îmi iau în boca? 7 și... Mă, p***dă! Iar vorbești în difuzor. Focă, nu mai da! Vino până mine, da! Vezi că iar ai dat volumul prea tare și distorsionează. Distorsionează? Da, dă mai încet. Nu te aud! Nu Focă, trage p***a! Focă, is the son of a bitch! Beautiful woman! Beautiful woman! Beautiful! Te-ai calmat? Da, Focă! Ce vrei? Dragă Focă, a.k.a. curca cu febră, a.k.a. găleata de lavabil, a.k.a. tamponul săltăresc, a.k.a. scobitoarea tocită, a.k.a. mucul de la cur, a.k.a. baila morena baila. Te-am chemat astăzi aici, în acest loc sfânt de pe pământ, pentru a-ți demonstra ceva. Marele mistic, a învățat hipnoza! Privește acest lățău care târnă și se băleangăne ca țâțele lui doamna Măta. Ce drag... Taci! Urmărește acest coi roz cu păr! Urmărește-l! Mo, nu poți să mă hipnotizezi, n-ai cum... Ce se face somn? Foarte, foarte somn! Nu prea nu. Taci-mi p***a mea și închide ochii! Nu fi m***ist! Haide... Bun! Acum voi număra până la 5. Apoi voi bate din palme! La sunetul bătăii din palme te vei trezi! Dar nu vei mai fi tu! Vei fi... o găină! 1, 2, 3... 4, putem 4? 4, 5... O mers? Nu o mers! Nu! De ce ar fi mers? Termină cu tâmpenile astea și treci la muncă! Auzi că o găină, că bate din... Că sunt din încă să fut, da? De ce n-o mers? Nu înțeleg! Am făcut tot bine! Până mă, privește coiul roz, privește coiul! Ți se face somn, ți se face somn! Am respectat tot! Ce dracu faci iară de nu ești la generator? Serios, dormi. Încă dormi la ora asta? Hai, trezirea, rapid. Mo, degeaba te faci că dormi. Nu-i prima... Mo! Auzi! Ce? Mo, e maică-mea goală aici! Dansează la bară! Pornește camera, mo! Ai de p***a mea! Alo, da! O ambulanță, vă rog! O ambulanță! E grav? Vă rog, spuneți-mi sincer,
Domnule Sincer, situația e într-adevăr gravă. Pacientul răspunde... Nu răspunde la niciun fel de stimul extern. E într-o stare destul de... Foarte gravă. Nu am reușit să-l butăm nicicum și nu putem risca o resetare de BIOS, pentru că asta l-ar putea avaria. Distruge complet. Nu înțelegem cum a fost posibil să intre în această stare. Ne mai puteți repeta ce s-a întâmplat? Da, păi l-am găsit așa dimineață când nu s-a prezentat la lucru. Dar înainte, când l-ați văzut ultima dată treaz? Ultima dată era ok. Tot încerca să mă hipnotizeze și... Stai! Deci nu cred! Mediocru s-a autohipnotizat. Îi tâmpit. Poftim? Cum adică s-a hipnotizat? Liniște! Vă rog. Bun. Voi număra până la 5. Apoi voi bate din palme. La sunetul bătăii din palme te vei trezi. 1, 2, 3... 4, 5. E un miracol. Mo. Foca is the son of a big beautiful woman.